Cuiva, da, că se rejudecă probabil, trebuie să, nu, părerea mea. Nu e corect, dacă populația l-a ales, putea să-i pună în vedere să nu candideze, nu? N-ai dreptul să candidezi, că nu e clarificată situația juridică și nu mai candida și nu punea, a pus populația într-o situație foarte neplăcută, o parte din populație. Sperăm că se rezolvă favorabil. Cum vrea politicul. Cu asta adică, am încheiat. Adică? Politic. Politic de ce? De ce? Știți mai bine. Politic. Decât noi de stradă, decât îl alegem, ceilalți decid. Credeți că se va rezolva ușor? Nu. Nu. De ce? Nu. De ce? E întrebare de baraj. Într-o stupă există o matcă. Dacă matca e albă, celelalte sunt negre, nu poate să lucreze decât alb cu negru sau toate negre. Deci, politic, culori, ce să mai la de la mare? Clar, nu? Eu zic că votul trebuie respectat. În primul rând, de asta avem drepturi și, bine, și obligații. De asta avem dreptul să votăm. Nu trebuie să intereseze pe nimeni de ce îl votez eu pe nu știu cine. De pildă pe domnul Gutău, da? Am ceva. Am ceva în cap de-l votez pe dânsul. A avut niște realizări sau de ce nu-l votez pe altul? Că n-a avut realizări. E, eu zic că ar trebui respectat votul care l-a avut. Votul cetățeanului. Bineînțeles, al cetățeanului, nu al nu știu cui. Că nu trebuie influențat de nimeni. Nici politic, nici votul trebuie respectat. Credeți că se va rezolva ușor problema aceasta? Doamne, dacă se respectă votul cetățeanului, va fi foarte ușor. În cazul în care nu se respectă și se găsesc fel și fel de chichițe, boala se va lungi. Credeți că se va merge poate pe alte criterii, nu? N-aș vrea să intru pe o pistă din asta lunecoasă, că, mă rog. Dar părerea dumneavoastră personală, așa, sinceră. Da. Ce credeți de situația aceasta? Da, am înțeles, am înțeles, știu ce. Dom'le, nu e corect. Deci, din punctul meu de vedere, e posibil să fiu subiectiv. E posibil treaba asta, prin faptul că eu îl simpatizez. Și e posibil să fiu subiectiv. Dar, mă rog, nu mai continuu, e clară treaba asta. Eu sper să se rezolve.